Salutare și bună ziua! Astăzi alături de voi o să fie Alexandru Comerzan și Iusuf, care la ziua de azi este un tânăr bucătar și sperăm să devină un mare bucătar. Nu ca mine, dar mai mare. Iusuf, astăzi vreau să te învăț sau să-ți arăt una din bucatele mele preferate și de unde am făcut eu școala. Tu școala o faci în Moldova, dar eu școala am făcut-o în Italia. Pentru mine risotto este ceva mai special. E un dish care mie îmi place foarte mult, care se gătește destul de rapid și care poți să-l faci în diferite moduri. Varianta care am ales-o astăzi să o facem cu vin roșu. De ce vin roșu? Deoarece în Republica Moldova e o țară care produce mult vin roșu și automat ați merge pe un soi autohton moldovenesc, cârnăciori, adică și cașcaval afumat. Și un gust așa mai de iar. Spune-mi, te rog frumos, câte feluri de orez tu cunoști? Eu cunosc două feluri. Mulțumesc și atât, cum s-ar zice, da? Și care sunt ele? Lungat și mai maron. În lume sunt în jur de 140 de feluri de orez. Adică lung și mai mitel, e foarte generic. Pentru risotto, pentru bucata de astăzi, o să folosim un orez arboreo, care este 3 feluri de orez specifice pentru risotto. Arboreo, vialone nano și carnarole. În ce diferență? În bob. Bobul conține mult mai mult amidon, vialone nano, un pic mai micuț ca toate, dar conține foarte mult amidon. Ideal pentru risotturi cu mai finuțe, da? Cu o cremă de busuioc, cu un pesto, cu o crevete. Carnarole, bob mai mășcat, tot conține foarte mult amidon, pentru un risotto un pic mai structurat, mai interesant. Iar ca s-ar fi potrivit foarte bine și în risotto pe care îl gătim azi. E consistent, da? Și deja arboreo, nu îl ador, dar este l-am găsit la market și pe să l-am cumpărat. Cam asta. A doilea lucru, eu nu știu cum faceți voi bulionul în școală, dar eu am metoda mea de a face bulionurile. Avem nevoie pentru un bulion, pentru a face risotto, da? Pentru a putea coace orezul, avem nevoie de apă, da? Și automat, să nu folosim apă simplă, o să folosim un bulion de legume. Mulți cum fac bulionul? Împli castronul cu apă, o aruncat legumele și pun la fier. Eu nu-l fac așa deoarece e prea lejer, e prea fin, nu are gust. Aș face așa bulion, da? Dacă aș face un consome, o supă, la zamă, da? Unde trebuie să am un bulion străveziu. Dacă n-am nevoie, bulionul nu se vede, exact pentru a da gust, doar prin prăjirii se caramelizează proteinile și am un gust mult mai intens la legume. Adaug un pic de sare, da, mersi mult. Eu între timp o să stai un pic de țelină, dar tu povestești în cum tu ai ales să fii bucătar. Deci, în copilărie mă gândeam la meseria bucătar, că îmi plăcea să fac diferite bucate, de că am crescut mai mult cu mama și de asta. Dar când am crescut, mi s-a schimbat, desigur, părerea, mi s-a schimbat cum ceea ce vreau să devin, dar tot ce am ales bucătar, pentru că cred că este foarte folositor în viață să fie gătie. Îți place să mănânci, în primul rând? Da. Am ales să fiu bucătar deoarece îmi place să mănânc. Eu precis asta am ales. Iusuf nu-i nume moldovenesc, e nume turcesc, da? Presupun că ai origini turcești. Turcă, tata este turc, mama din Moldova. Hai să adăugăm un pic de apă. Și îi dăm voie bulionul nostru să fie. Iusuf, povestește-ne, te rog frumos, cum e la școală, cum e să înveți? Nu e așa de greu cum mulți cred, cum pare, dar că este mult, în cantități mari, adică multe amănunțiri, adică teoria este foarte bogată, așa să spun. La teoria, la toate obiectele sau însuși la teoria de bucate? De bucate mai mult, să spune. Serios? Nu, păi da, la toate meserile este mult teorie și mult de învățat, dar că aici este la fiecare bucată ceva aparte. De exemplu, eu foarte multe chestii le-am învățat în lucru, adică nu le-am învățat la școală. Ne-am învățat în practică, în domenii, da? Și, dacă sincer, nici nu prea am învățat la școală. Un pic de ulei. Care sunt aspirațiile tale și ca bucătar? Unde te vezi tu, știi câțiva ani? Și nu m-am gândit ca să lucrez toată viața ca de bucătar, dar așa prin cap. Eu doresc și în Franța să plec să învăț în practică, prin muncă, să învăț mai bine, știu. Eu și-am luat un cârnăcior, da? Noi avem ingredient, vin roșu se combină automat bine cu cârnăciorul și cașcavalul afumat. Și cârnăciorii ăștia să-i folosesc ca garnitură. Gust iarna, afară e frig, avem un risotto cu vin roșu. Vin roșu automat stă foarte bine cu carne. Cârnăciorul, nouă ne place cârnăciorii, nu? Înțelegi ce zic? Așa. Cașcaval, trebuie, adică
Obligatoriu este într-un risotto mantecatura, adică faza finală cu parmezan. Cașcaval afumat. Nu, moldovenilor ne place cașcaval afumat. În tăt și afumat, nu ne place. Eu, în special, ador afumăturile. Și cred că stă foarte bine, da? Vin roșu, aciditate, frumos, plăcut, cârnășorii, partea asta afumată, adică ceva așa, mă, e sănătos. O chestie foarte importantă este să călătorească. Să călătorească, să experimenteze gusturi noi și experiență noi în alte țări. Asta îți face ca să vezi lucrurile mult mai larg și mult mai interesant. Prima dată îi dăm cu vinul, deoarece avem tigaia foarte încinsă, se evaporă alcoolul și rămâne doar gustul de vin. Este o rețetă clasică italiană de zona Mantova, în Brescia, unde am trăit eu. Dai voie să evapore bine și după care merge cu bulionul. Se stâng setea, știi? Eu de fiecare dată la cameră, emoțiile astea care îți, știi, să sucă gura. Și-l sunt care emoții și o să-l înțeleg cel mai bine ca tăți. Și dacă tot cola e despre prietenie, hai, bucuros să te cunosc. La risotto, lucru foarte important, prăjirea pe uscat inițial. Cât mai bine nu prăjești uscat, cu atât mai mult se menține al dente. Și la final, cașcavalul și untul, mantecatura. La început prăjim ca să fac crustă, da? Nu trebuie să fac crustă, dar se tostează amidonul, zaharul întrâns. Al dente, ușor crud, da? Adică să-l simt sub dinte. De ce să faci asta? În primul rând, toți spun că pastile și orezul îngrașă, dar dacă ne uităm la italieni, ei mănâncă paste în fiecare zi sau orez, dar se mențin în formă. Doar că mănâncă al dente. Da, ușor crud. De ce? Amidonul, da, tot amidonul, amidonul din făină, amidonul din orez, că orezul tot conține amidon, până la urmă este zahăr. Automat, dacă risotto nu este copt până la capăt sau pasta nu este coaptă până la capăt, adică nu-i tot amidonul expus afară, da? Și automat insulina în sânge nu se ridică așa de tare. Și digestia merge mult mai îndelungată și tu așa nu te îngrași. De la prima gură de apă ai în jur de 14 minute de coacere. Fiecare orez are metoda lui de pregătire. Adică nu este corect ca, nu știu, arboriu să-l folosești la o salată pentru să faci un pilaf. Eu cred că norocul la fiecare student care mai ales face primii pași în bucătărie depinde foarte mult de ce șef bucătarul să aibă. Dacă șef bucătarul se transmită pasiunea asta de bucătărie, asta te îmbolnăvească. Dacă îi ai un șef bucătar care vine pur și simplu să îi scălească la lucru și stă în cabinet și numără facturi sau nu știu ce face acolo, n-are cum să transmită pasiunea asta de bucătar. Eu cred că datoria noastră ca șef bucătar stăm nemijlocit în bucătărie și să transmitem pasiunea din bucătărie la elevi. Eu sunt aproape gata, orez un pic de uscat și am începem propriu zisă mantecatura la orez. Unt. Mie îmi place mereu să combin două grăsimi, vegetală și animală. Mi se pare mai interesant la gust. Un pic de cașcaval afumat, la o parte de foc și începem. Piper negru. A să adaug un pic mai mult, deși vinul roșu suportă bine piper negru, deoarece are și el nuanță de piper negru, da? Și așa o să exaltăm și gustul vinului. Cârnăciorul iubește piperul negru. Iubesc să gust. Să vedem ce am făcut aici. Undeva un pic de parmezan. Uite, asta trebuie să fie consistența unui risotto. Italienii spun alonda, ca valurile mării, da? Ok. Cărnăciorii, parcă sunt mine San Jac, știi? Acum, unul din ingredientele preferate a generației noi de bucătari, microplantele, dar trebuie să le poți folosi. Mulți fac eu și le folosesc așa. Noi în cazul dat avem microplante din muștar, care cumva, iar logic, da? Muștarul stă bine cu carnea. Un pic aici. Un pic aici. Și, într-un final, un pic de ulei de măsline. Gustul bogat. Bun, a? Intens. Plin, plăcut.
Da, îi faci băga gust și orezul este foarte bine. Un orez sănătos, nu? Exact ca pe timpul iza. Am să-ți dau ceva. Emisiunea asta vreau să-ți spun mulțumesc din suflet. Coca-Cola, că avem posibilitatea să noi facem cu un tur prin țară, dacă așa, un mic cadou din partea la prietenii noștri de la Coca-Cola. Mulțumesc! Ne vedem vinerea viitoare!